BMW seria 3, unul dintre cele mai iubite modele noi în țară, că e vorba de mașini noi, că e vorba de mașini second hand, până la urmă de la E46 în sus sau chiar E36 pisică, a rămas în inima românilor. Asta este Kia seria 3, 2020 330i, ceva mai rar pentru că în general românul nu cumpără benzină. Suntem aici cu Mihnea, cu proprietarul, salut! Salut! Zine și nouă câteva cuvinte despre mașina asta. Din ce știu eu, 330 înainte era 30 benzină sau 330 diesel era 30 diesel. Ce s-a întâmplat la versiunea asta? Da, cei de la BMW, cel puțin pe partea de diesel, au rămas 330 diesel. Da, este 30 motor de 3. Pe partea de benzină e în 4 cilindri. Deci au rămas la 2.0. Motor de 2, 258 de cai. Dar a păstrat puterea. 6 cilindri, te duci 340, da. Și acolo ce putere ai? Parcă 400, ceva de genul ăsta, nu 400 cai? Nu știu, pe de rost, da. Bun. Parcă ceva de genul ăsta. Deci seria 3 2020. Cum ai ajuns tu la mașina asta? Ce alternative ai mai avut? Că na, mă gândesc că n-ai fost fixat fix pe modelul ăsta și de cât timp ai? De 2 luni. 2 luni de zile. Ce alternative mai ai avut și ce te-a făcut să cumperi mașina asta? Păi, în primul rând, am vrut ceva un pic mai sportiv. Așa. Adică, practic, neapărat BMW, care na, e... E specific. Mai, da, e specifică sportivității. Dar ideea e că vreau și ceva un pic mai spațios. M-am mai uitat la un C300. Așa. Tot așa, varianta facelift până 2020. M-am mai uitat și la un Audi, faza e că, nu știu... La ce Audi? La un Audi, asta zic, S3, parcă nu e din categoria asta, în sensul că... E mai mic. Motor, e mult mai mică, asta e ideea, da. Mi s-a părut extrem de mic, am făcut și un drive test cu ea. Da, motorul ăla merită, are 310 cai, 2.0 benzină... Pe caroseria aia e TFSI-ul. Da, e TFSI. Da, e motor, motor ramforsat, în ce am înțeles și... Nu, e cred că cel mai fiabil. Nu știu, ăștia zic acum că iau că s-a mai rezolvat din probleme. Treia, da, s-au rezolvat bine de tot, am auzit de bine. Dar ideea e că mi s-a părut foarte mică și interiorul nu mi-a plăcut, sincer. Chiar nu mi-a plăcut, foarte, foarte simplist. Cum este de obicei la Audi, nu știu, așa bine, văd. Bine, nici interiorul la BMW nu se pare extraordinar de futurist. Sau futurist. Totuși au schimbat, adică de când a apărut modelul ăsta din 2019. Au schimbat ceasurile, au schimbat. 7. Da. Da, și na, computerul de bord e integrat în bord și așa mai departe. Deci ai luat BMW-ul, bun. Ai farurile astea care le consider mai futuriste față de restul. Probabil dacă o descui... Da, are follow me home. Îți arată prima dată asta. Și cred că în funcție de câte lumini e afară se aprinde și scurta. Exact, exact. Bun, zim despre jantele astea care văd că sunt pe 18, 225, 45, 18. Da, jante pe 18 sunt jantele standard, M, pentru că mașina este de bază M-pachet. M-pachet, de fapt M-sport. Da, mă rog, poți plus sigla asta și... specifică oricum, că știi tu că astea se pun și pe 418 și pe 316, da, diesel, stopurile care într-adevăr astea îmi plac. Mă duc cu gândul la șeptar, știi că am prezentat un șeptar, doar că acolo se unește altceva. Da, bine că am toți acum au stilul ăsta așa mai lungi și mai subțiri. Și să fie mai arcuite. Alungite, da, alungite și arcuite. Ceea ce mi se pare, na, frumos, adică nu știu. Ce îmi place la BMW față de alte mărci, cum e la mine de exemplu, e că evacuări reale și asta nu cred că e valabil doar la benzină. Cred că și la diesel e aceeași chestie. Da, au evacuări reale. Plus acum, bara asta care și e mai agresivă, adică ajută. 330i, personal, eu nu știam până la un anumit moment că e 2.0, la fel și 330EU, care e hibrid și mi se pare complicat, dar nu, asta chiar e frumos, adică ce al BMW-ului e al BMW-ului. Da, se plâng acum cel puțin entuziaștii de BMW, se plâng de M3, M4 cu grilele alea mari și zic că cel puțin seria 3 și seria 5 au rămas în continuare cumva frumoase. Păi de seria 7 ce mai zis, sau de X-uri? Care da, ți-au pus știu, grilele alea exact, de la ei până exact, la Dumnezeu. Asta, mă rog, asta să plâng oamenii. Ce mi-a plăcut, uite, scuze-mă că te întreb, la BMW, că ei au avut mereu astea, sunt la linie. Sunt producători la care astea nu se așează. În ciuda faptului că sunt împărțite în două. La Renault, de exemplu, la Talisman, aici e o problemă foarte mare. Uh-huh. Dar aici e diferența de detalii și plătești preț. Diferența și de bani. Și de bani, că mașina asta nouă tot a fost 70.000. Cam așa, cred că chiar de curiozitate am intrat na, să o configurez pe BMW, pe reprezentanță și pentru fix ce are ea, cam 65.000, nu. 65.000. Da. Cea mai mare devalorizare în primii 2 ani, specific, uite aici și chestia asta aici de
Asta vine numai la pachetul M sau în sport, ceva de genul. Da. La modelele vechi, aia de Sportline are pe aici fundalul la roșu, din ce știu, și la pachet M tot așa, ceva cu albastru pe aici. I-ai găsit vreun dezavantaj în astea două luni de zile de utilizare? Sau ce te deranjează la ea? Că, na, e... Da, adică există avantaje și dezavantaje la orice fel de mașină. Nu știu, mi se pare că ușile, capota, portbagajul nu se închid, nu știu, destul de... Cum stai cu spațiu în portbagaj? E suficient de merge din cheie? Ar trebui să da. Da. E bine că e așa, e liniștit, nu sare dintr-o dată. Da, 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 da. Mi se pare suficient portbagaj, adică... Având în vedere că e seria 3... Din ce am înțeles e cam cât un portbagaj de Seat. De Seat, domnule, de Passat. Passat. Da. Având în vedere că Passatul totuși ar trebui să fie mai mare și mai spațios și mai de familie. Exact. Are fix capacitatea, dar am uitat, nu mai știu când m-am uitat, m-am interesat fix cât A5-ul. Nu e rău. Dar ce mi-ai zis și tu off-camera e că n-ai aici... Da, asta e cea mai mare prostie la ea, adică chiar o idioțenie. Bine, aici ai un spațiu care, vezi, doamne, se spune că n-ar trebui să-l folosești, că aici e bateria sub, știi? Dar ideea că n-au pus și o kingă, ceva, să poți să ridici ușor. Să fie mai practic. Da, exact. Deci, efectiv, trebuie să bagi degetele pe aici, să te chinui, să dai asta și la o parte. Și să spațiu și după să-l tragi. Da, adică nu... Te complici mult. Uite, vezi, sunt chestii la care și ce zici tu, că se aude urât când îl închizi? Da, nu știu, mi se pare că se aude urât, mă așteptam la altceva. Se aude un troncănit. Se aude și numărul asta, ce e drept, da? Asta da, la închidere, și da. Și ușile mi se pare că se închid așa, nu știu, dure, un sunet metalic care, mă rog, detalii, dar mi se pare stupid. Zici că nu s-a pus suficientă atenție pe chestia asta? Așa mi se pare. La folie de fabrică, bănuiesc? Da, 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 e privacy glass. Nu e rea. Ai încălzire în spate? Încălzire în spate nu, dar ai clima, da. Zone, da. Bă, dacă mă întrebi, ai spațiu suficient și mi se pare interesant astea pe aici, inserțiile alea. Da, ce mi s-a părut interesant, sincer, e partea asta de aici, care mi se pare că, nu știu, când stai în spate cel puțin, ai suficient spațiu să ții mâna pe lângă corp și să nu ții neapărat mâna pe ușă, da. Pe potiera de la ușă. Deci, na, nu știu, mi s-a părut interesantă chestia asta. Văd că ți-au mutat ambientalele astea, ți l-au pus aici și în partea la fel și nu l-am mai lăsat aici jos. Da. Nu stă rău la materiale, dar până la urmă e seria 3, adică îți dai seama că nu puteau să spună ce e pe seria 5. Ai plafon negru care e specific la pachetul M, să zic așa, și ți se pare că nu se închide cum ar trebui sau că e prea... Nu, mi se pare că se aude, nu știu, prea tare se închide, adică oricât de încep, așa, dacă închid prea încet nu se închide și când vreau să o închid... Când ai tare se aude trupănând. Exact, exact. Adică capota, e deranjant. La fel, efectiv, nu știu, când tu o dai drumul să trântești așa, urât. Metalic. Astea bănuiesc că nu sunt standard frânele. Nu, sunt cele M Sport mărite, 4 pistonașe. Și ironia sorții. Ceramice. Ironia sorții e că eu am mai puțin cai și am discurile perforate. Da, chiar asta mă uitam când mă uitam la C300, ele vin standard pe față cu indiferent de puterea pe care o au. Da, când ai pachetul AMG, da. Da. Deși nu cred că ar fi nevoie, dar n-ar fi nevoie, de ce nu? Adică dacă... E da, și vorba de design și că ajută. Adică diferența de preț nu cred că e foarte, foarte mare între alea. Și plus că oricum cred că și tu poți să ți le schimbi, să ți le pui pentru tine. Da, păi mă gândeam când o să le schimb, probabil că o să pun ventilator. Chiar m-am uitat și nu mi se pare o diferență atât de mare de bani. Adică undeva la 200 de lei în plus per bucată. Adică 400 sincer... ambele și aia, adică nu e ceva wow. Exact, wow. Exact. Ce lipsește ca și luter, văd că n-ai treapa? N-am trapă. N-am scaune electrice, n-am volan încălzit, n-am stupid, dar n-am cameră față-spate, deci am doar senzorii față-spate. Automat este în discuție și la 360. Exact, așa. Și farurile astea LED sunt alea de mijloc, cum ar veni, nu? Da, nu sunt cele laser. Mi se pare cam ciudat când o descui că ți se aprinde astea de aici de jos. Nu știu ce l-a făcut așa și au renunțat oarecum la Angel Eyes. Da, exact, nu mai sunt Angel Eyes. Ăla era cam farmecul la BMW pentru că ei oricum au venit cu el. Da, și la fel, uite, vezi, o configurație ciudată, pentru că cine a avut-o de nou, îți iei pachet, îți iei multe chestii și nu îți iei cameră. Da, e ciudat. Bine, acum, sincer, dacă stai să mă întreb, nu știu cât de util îți este. Adică, senzoria... O cameră spate e bună. Senzoria mi se pare suficient. Sigur, găsești o funcționalitate camerei, dar nu știu. În fine, ar fi fost bine să aibă asta. Strictul necesar îl ai. Până la urmă, e seria 3 2020, nu putea să-ți dea senzor doar față. Da, e, oricum e stupid, adică dacă stai să te gândești că ai Hyundai
nou-nouț, și cu 20 camere 360. Camere 360, adică e, da, dar nu sunt la fel de calitative. Da, asta e treaba, că până la urmă la asta se rezumă. Avem pachetul Shadow Line, bine, nu e full Shadow Line pentru că dar vezi, ai astea. Mă rog, aici poate să fie cromatul sau Shadow Line, exact, nu? Da, da. Și cel full Shadow Line, că trebuia și să mai fac un ban în plus pe asta, adică de ce n-ar fi făcut un singur pachet Shadow Line să le includă pe toate? Am făcut două, și gri, exact. Cel parțial Shadow Line și cel full Shadow Line sau. Așa, și aici astea bănuiesc că sunt active. Astea sunt active, da. În funcție de când ai nevoie de răcire. Da, când motorul simte nevoia de aer rece, deschide gheara. Nu, cred că ai avut oricum probleme, că mașina are puțin kilometri, cât are, 40.000. 45.000. La kilometri ăștia, nu cred că ar fi, ar fi ciudat să ai probleme cu ea totuși, sunt 45.000 de kilometri. Până acum, Doamne ajută, n-am avut, adică bine, când am cumpărat-o, mi-am zis. Câți kilometri ai făcut tu cu ea în două luni? 6.000 de kilometri. Ai mers pentru un benzinar? Am mers, da. Întrebarea românului, cât consumă benzinarul ăsta? Nu la fel de puțin pe cât le-ar plăcea altora, dar mie nu mi se pare un consum mare pentru 12? Ce oferă. Cam așa, un 11 jumate, nu 10, e chiar mult. 10 jumate, cam acolo se învârte. Mers, la drum lung chiar 8. Mers mix, probabil 10. Mers, da, mix. Adică nu merg în Eco Pro, merg în confort în oraș, dacă să ai un echilibru. Dau, exact, pentru că e suficient. Adică cel puțin și în confort n-ai unde să te duci în București. Cel puțin la bară, la bară sau eu știu, în ore de vârf. Care ore de vârf în București înseamnă oricând de la 7:30 dimineața până la 10, 7 seara. Da. Da, e frumos ca model, dar uite, vezi, încerc să le facă din ce în ce mai futuriste și o zic că parcă nu mai au liniile alea de mașini. Adică dacă ai pune lângă un F30, aia arată mai mult ca mașină. Da, nu știu, fun fact, eu n-am fost niciodată fan BMW. Pe și totuși ai ajuns să-l ai. Și totuși am ști cum e, de ce ți-e frică, nu scapi. Păi nici, eu n-am fost un Mercedes, dar așa a picat. Culmea, asta e ideea că parcă au schimbat complet look-ul, așa cum ai știu, și Angel Eyes-ul și așa, și înăuntru toată forma este, este total diferită față de modelele precedente. Și volanul e schimbat, bine, nu bine din punctul meu de vedere, dar ajunge da, e schimbat. Acolo, dar e schimbat. Aia contează. Da. Și mi-a zis la un moment dat un prieten, bă, uită-te și la asta, și m-am uitat și mi-a plăcut. Mi-a plăcut și am zis ok, hai să o încerc și pe fac un drive test. Seria 3 2020, cam așa arată interiorul. Oricum, v-am disperat cu niște lumini ambientale la Mercedes și am zis că de-aia n-am cumpărat BMW. E, uite că mașina asta are, sunt făcute cu gust, sunt destul de vizibile și încă nu e suficient de noapte afară. Cockpitul ăsta arată interesant, adică s-a pus pe seria 3, seria 5, seria 7, ăsta nou, mă rog, pe toate modelele de la 2019 în sus, cred că atunci s-a schimbat. Are și iDrive-ul ăsta, zis că e 7-le parcă. Da, da, da. De 7-le care și el e modificat. Consumul văd că e 9,8, ceea ce nu e rău, cred că ai mers și ceva extraurban aici. Da, bine, de când chiar azi am alimentat și scrie, poți să schimbi acolo, de când îți arată, în fine, zice că de când am alimentat 30 de kilometri am mers și consum. Da. Așa, și asta e modificat aici, încălzire scaune, astea sunt dezaburirea, sunt cele basic, să zic așa, dar au lucrat și la asta, gurile de ventilație sunt cele modificate, Apple CarPlay, Android Auto, astea sunt intuitive, poți să umbli de aici, bănuiesc în meniu și în toate cele. Da, deci nu e. Deci ai, asta e și cu touch, dar nu cred că e recomandat să umbli foarte mult pe touch, că probabil lasă urme. În principiu da, chiar lasă. E enervant. În partea de jos, văd că am modificat un pic și textura butoanelor și asta de la frâna de mână, bănuiesc că tot așa se acționează în sus și în jos. Auto hold-ul, modurile de condus care la fel bănuiesc că îți schimbă pe, și pe navigație și pe asta. Îmi place că e proiecția, ai făcut-o destul de realist, oarecum pe asta. Da, păi se presupune că e, mă rog, 1 la 1, deși că... La mine, de exemplu, nu e 1 la 1 și sunt multe mașini la care l-au pus, efectiv, să fie pus. Ia să vedem, și butonul de start-stop care e pus aici pe modelele astea. Da, eu care sunt obișnuit cu dieselul meu, s-aud acolo bâr, 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 ceva când pornește. Mă rog, îți apare chestia de service. Îmi place într-adevăr cockpitul ăsta că au lucrat la el și uite, ți arată și navigația, bănuiesc oricum poți să schimbi ce se arată acolo. Da, și mi se pare că e, n-am mai avut BMW, dar mi se pare că e chiar ok navigația lor, deci neapărat Waze-ul e foarte exact, îți arată și real-time traffic, adică nu știu, au antene, nu știu cum comunică aici butonul ăsta care poți să-l dezactivezi și îți arată, funcționează și e foarte, foarte ok. Îmi place la modelul ăsta că au schimbat schimbătorul de viteze, într-adevăr ai modul de condus aici.
au lucrat la asta, când mai știu ce modelul văzusem alea cu Swarovski, erau niște nebunii de asta, cred că la seria 7 văzusem ceva. Există și bine, își mai fac ăștia moduri, dar există și pe M-uri. Da, ăla într-adevăr, da. E atenție la detalii acolo. Asta știu că e foarte exact cockpitul, la fel, fiind obișnuit cu dieselul, mie mi se pare ciudat să văd acolo 7000 de ture, că benzină. Dar la fel, uite că vorbeam de modurile de condus, că le schimb de aici, dacă dai sport și oricum poți să ți le configurezi tu și individual și toate cele se schimbă și astea aici. Confortul care, oricum cred că pe ăsta merge și mai mult și EcoPro nu mai duce cu gândul la F10 cum e pe G30, pentru că aici s-a modificat, adică chiar s-a lucrat. Da, cred că cel mai mult merge pe confort, că ăsta cred că e cel mai. Ai ceva să-i reproșezi la sistemul ăsta de operare? Nu știu, se pare bine, văd că se mișcă foarte repede. Nu, deci se mișcă foarte, e foarte fluid, foarte cursiv. Mi se pare că sunt integrate foarte bine aplicațiile, nu știu, ai o grămadă de gadgeturi care mi se par utile, adică poți să ți-l customizezi tu cum vrei, să se arate pe homepage cum ar fi ori consum, ori navigația direct. Să ai totul la îndemână în funcție de nevoile ori tale. Ori vremea, ori adică chiar ai și sports display acolo, mă rog, îți arată Newton și e mult mai adaptat față de uleiul, geul, adică să, în principiu, mă rog, sunt niște parametri cu care dacă înveți când rupe aderența, în fine, vezi, Doamne, e făcut pentru track, adică na. Da, și asta e Android Auto pe CarPlay-ul care a intrat acum că am primit mesaj. Da, oricum e bine, da. Că like, uite, sunt mașina care ori au probleme, ori nu merge în parametri optimi, ori, mă rog, sunt multe chestii care intervin la ele. Și au modificat interiorul, e bine că au lucrat la chestia asta, că asta am zis și eu, bă, ar fi putut să lucreze mai mult la interior față de modele anterioare, plus că acum ai astea aici de siguranță, deci ai pentru collision warning, cred că l-ai. Da, da, exact, dacă vede și pietonii, mașini, de fapt vede cam orice obiect, adică vede și căruțe, pentru că și asta era o discuție, pentru că ăștia, de exemplu, când fac sistemele astea, nu se gândesc că în România sunt căruțe. Da. Ei fac un calculator cu o cameră integrată care vede niște obiecte care sunt programate, îți dai seama. Uh-huh. Și ei, mă rog, nu se gândesc la căruțe, dar cumva le vede și pe alea, adică ceea ce e un lucru bun. Da. Și Tesla, de exemplu, are reacții destul de bune. Dar la Tesla deși foarte descreși, că au fost atâtea accidente, da, filmate și au și problemele lor. Bine, accidente filmate, da, mă rog, e o discuție aici. Am auzit totuși că accidente sunt foarte rare, adică sunt la sunt mulți kilometri. Rare. Adică da, când probabil încerc să aibă și ele niște erori, că sunt niște calculatoare care se uzează în timp. Hai să vedem și motorul ăsta, să văd cum sună pe afară și eventual să și mergem cu ea, că sunt și eu curios de 258 de cai pe benzină și consumul ți-a crescut la 10.1. Bine, stai pe loc. Dar oricum nu e o consumare și pe 30 de kilometri e stupid, asta mi se pare ciudat, pentru că consumul când stai pe loc oricum se calculează la litri pe oră. Exact, și pentru că în parte la 0 ți-l trece la maxim, da. Și cum nu există infinit, el îți calculează ca 99,9 și el tot crește acum, da. Știi? Nu e chiar real, dar mă rog, practic se modifică imediat. Dacă ai fi să te uiți pe instant, o să ai, mă rog, de exemplu, am pasat e 0506 ultima pornită. Exact. Adică jumătate de litru la oră mers la 800 de ture, știi? Doar că el aici o să-ți crească probabil până la 99,9 dacă exact. O lași o zi întreagă pornită. Exact, exact. În funcție de consumator și alte funcții pe care le folosești tu de aici. Hai să, ia, sunt curios. Asta bănuiesc că încălzește destul de repede. Vreau să văd și idee cum se acționează. O chestie care e foarte interesantă la mașina asta e faptul că dacă ai ușa deschisă merge intermitent lumina asta roșie, probabil și pentru vizibilitate, dar să te și atenționeze, ceea ce e un lucru bun, e prima mașină care văd asta. Specific la pachetul M avem stickerul ăsta aici, să zic așa, pe prag. Scaunele, după cum se semeni anterior, nu sunt full electrice, în schimbare reglajul ăsta care este electric. Configurația pe care și-a luat-o neamțul de nouă, până la urmă când a plătit banii, a luat cum a vrut el. Și scaunele care arată și el de destul de bine, adică te țin destul de bine în scaun, dar bineînțeles depinde și de fizicul tău, ca să zic așa. Pedalierul specific de M, plafon negru și cam așa arată de aici, plus ambientale care se văd și ele destul de bine acum că s-a lăsat puțin seara. S-a schimbat și blocul de lumină aici, avem doar ăsta de auto, acum probabil fac toate funcțiile, în rest pentru proiectoare, pentru toate cele le folosești de aici. Deci s-a lucrat și se vede că s-a lucrat, adică s-a schimbat puțin și interiorul. Având în vedere că s-a lăsat și seara acum, cam asta e faza scurtă. Mă rog, dacă le-am pus pe auto, automat își fac ele și toate funcțiile pe care le au.
Și având în rechei benzină și cheie în 4 cilindri, e foarte, foarte silențios și nu scoate zgomote, nu știu, foarte deranjante. Ai zis că dacă vrei să închizi capotața, trebuie să dai tare cu ea, nu? Da. Nu mă risc, dar măcar stă așa. Și că tot m-ai întrebat ce nu-mi place și suntem aici la compartimentul motor. Așa? Frate, n-are jojă. Știu că... Nu știu dacă mai găsești mașină. Evo mediu, dar bă, nu știu, aș vrea să văd eu cât e uliu, fizic. Știi? Adică senzoria să mai strică și... Pot da erori. Da, bine, da. Și... N-am închis-o, nu? Nu, cel puțin pe stânga, da, pe dreapta nu. Am mai văzut problema asta la unele mașini, dar nu știu care e ideea cu ele și nici nu poți acum să-i apeși aici. Nu, trebuie să o deschizi, trebuie să din, deschizi nou. Din nou, da. Și să o închizi, da, e specific și la G30 am văzut aceeași problemă. Da, e mașină nouă până la urmă, care nu poate fi perfect. Îmi place capota că uite are asta aici, inserțiile astea și chiar o face agresivă. Adică s-a lucrat la multe alte chestii și e chestie de obișnuință mai mult, pentru că mulți fiind obișnuiți cu Angel Eyes-ul, astea sunt mai diferite și va mai dura câțiva ani poate sau ceva timp până când o să obișnuiască lumea cu ele. Da, nu știu, mie chiar îmi place designul și ai și, nu știu, crestătura aia acolo în centru. Mm-hmm. Îi dă un stil aparte, agresivă. Așa, da, da, da. Cum am zis și o să zic în continuare, BMW-ul o să rămână cu agresivitatea aia. Și mergile o să fie cu eleganță și cu mașini poate mai simple, dar pe confort pe alte chestii. Clar, clar. Da, deci cam ăsta e clipul. Dacă ai canal de YouTube poți să intri și tu acolo să vorbești cu ei. Că o să vină în jurături tot ce trebuie, că vin la pachet. Am nu am, dar e ok. O să le las Instagram-ul tău sau ceva dacă au întrebări, să îți pune întrebări acolo. Bine, salut!